Acțiunea coordonată de Prefectura Gorj a avut ca scop limitarea răspândirii infecțiilor cu COVID. Echipele mixte, formate din polițiști, jandarmi, pompieri și inspectori DSP, au mers din poartă în poartă și au împărțit oamenilor măști de protecție, dar le-au dat și pliante și le-au spus ce măsuri trebuie să ia ca să nu se infecteze. Cu COVID-ul. Rugămintea este să purtați mască dacă plec de acasă. Și dacă nu avem de unde? De unde? Vă aveți măști. Nu. Câți membri de familie sunteți? Trei. Trei, vă dau eu trei măști. Ia uitați, una, două. Mulțumesc, trei. Și să le purtați ori de câte ori plecați de acasă. În microbuz, în magazin când intrați. Da, mulțumim. În rest, când ai liber pe stradă, nu este nevoie să purtați mască. Dar când mergeți în magazin, purtați mască. Da, mulțumesc. Spălați-vă pe mâini, un spirit acasă, vă dezinfectați. Da, da. Sub coordonarea instituției prefectului Gorj, în cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, împreună cu lucrători din cadrul IJJ Gorj, ISU Gorj și DSP Gorj, au acționat pe raza comunei Țânțăreni, desfășurând activități informative preventive pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Cu această ocazie au fost distribuite 100 de măști de protecție individuală și peste 300 pliante pentru informare, cetățenii fiind receptivi și având o atitudine pozitivă cu privire la activitățile desfășurate. Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur. Polițiștii spun că este important ca fiecare dintre noi să aibă un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm deciziile autorităților pentru limitarea și răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus.